Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur că am posibilitatea să vă întâlnesc din nou pe calea undelor. În numele tuturor păcătoșilor adunați în jurul Piciorului Crucii, în jurul Domnului Isus Hristos, în această seară, împărtășesc cu dumneavoastră un călduros sabar binecuvântat. Doresc să inițiez acest subiect, acest temă de meditație, prin a spune că din aceeași gură ies și binecuvântarea și blestemul. N-ar trebui să fie așa, frații mei, spune apostolul Iacob. Dar așa suntem noi păcătoși. Ceea ce face diferența între oameni este dorința de schimbare spre bine și dorința de a abandona lucrurile care sunt mai puțin plăcute lui Dumnezeu Știm că ne lipsește adeseori puterea datorită lipsei de rugăciune, lipsei de comunicare cu Domnul Hristos, la, datorită lipsei de studiu al cuvântului Domnului Isus, ne trezim fără putere în fața ispitelor, fără putere de a birui aceste tentații, aceste slăbiciuni interioare, exterioare, această varietate aproape interminabilă de ispite și de oferte care se vând pe piață astăzi dorința de schimbare înspre bine și părerea de rău, regretul pentru faptele repudiabile pe care păcătosul le face. Am întâlnit, dragii mei, prieteni bețivi care au cunoscut adevărul cândva și care totuși au abandonat calea credinței văzându-se neputincioși în a umbla pe ea și pentru că n-au preferat duplicitatea de caracter, au abandonat biserica dar n-au abandonat credința. Am întâlnit oameni în stare de ebrietate care au recunoscut că, bă, eu sunt bețiv, dar ăsta e adevărul. Și care vorbeau totuși cu sfială, dragii mei prieteni, și cu respect despre Dumnezeu sau cu privire la Dumnezeu, chiar când erau la masă cu paharul de țuică sau paharul de vină în față. Am întâlnit oameni în stare de ebrietate care, chiar în situația respectivă, așa, mahmuri cum erau, aveau capacitatea de a se detașa de colegii lui de la masă care aveau tentă blasfemică. Există oameni care vorbesc porcos și n-au frână la gură, în genere, dar când e vorba de Dumnezeu, pălesc și cu timiditate se opresc de a rosti cuvinte ușoare sau blasfemice la adresa Tatălui nostru din ceruri, la adresa Domnului Isus Hristos. Iacob 3 cu 11 la 13 ne spune, de fapt versetul 11 ne spune, oare de aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate un smochin să facă măsline și o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Sursa de inspirație trebuie să fie curată, izvorul apelor noastre trebuie să fie curat și nu otrăvit. Sursa de informare pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este ori cartea lui Dumnezeu, ori este o apă otrăvită, nu poate fi de amândouă. Așa că oamenii nu pot să facă decât două lucruri. Să urască cuvântul lui Dumnezeu sau să primească cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, să-l accepte și să-l respecte ca autoritate absolută. În acest context aș vrea să mergem pe urmele păcatului, pe urmele sursei care invadează omenirea la ora actuală cu o apă tulbure. Apa și indienii din America erau experți în a descoperi urmele trecătorilor intruși, evident, și această manieră de a cunoaște urmele o făceau după prospățimea impresiei lăsate de bocancul căutătorului de aur sau a copitei calului. Apașii erau capabili să vadă, să calculeze după adâncimea urmei lăsate de cal sau de animalul de povară, ei puteau identifica nu numai distanța la care se afla dușmanul în fața lor, dar puteau determina încărcătura sau povara pe care o căra animalul și se vedea sau se putea identifica sub greutatea și adâncimea copitei. Apașii erau capabili să identifice și brandul potcoavei de Fier, oțel cera, ce ei știau cine a creat acea podcoavă, și prin aceasta identificau de unde vine calul și ce fort american este în zonă. Un împătimit de voiaje istorice, Aristide Buhoiul, vă aduceți aminte, un jurnalist prin excelență, ne aducea adesea ori pe meleagurile necunoscute ale lumii în genere, arătându-ne. Locuri, oameni și fapte din istoria trecutului, în emisiunea sa, pare mi se că se numea Drumuri Europene. Eu, ca și mic copil, pe vremea aceea, îmi plăcea foarte mult melodia de introducere a acestei emisiuni. Nu știu dacă a prezentat vreodată, sau cel puțin nu mai țin eu minte, un reportaj despre drumul care duce la Vatican, sau ce se află sub Vatican, sau ce se află în spatele zidurilor Vaticanului cel mai mare arsenal prieten de informație istorică se află astăzi la biblioteca secretă a Vaticanului de ce este secretă și de ce tocmai la Vatican numai Dumnezeu o știe. Noi oamenii doar dăm pe bășbuite, încercăm să dăm cu presupusul. Spre exemplu Curiozități MD ne prezintă informații mult mai uimitoare și nu numai site-ul acesta mai multe, care ne fac să ne gândim la ce spune scriptura de blasfemie sau despre blasfemie sau cu privire la blasfemie. În prezent biblioteca include 1,6 milioane de cărți și multe alte zeci de mii de lucrări și manuscrise acoperind o paletă largă de domenii de la matematică și teologie până la știință și filozofie dispuse în rafturi cu o lungime totală de 85 de kilometri. Asta spunea Curiozități MD și interesant este că aici tot ei spun pe pagina lor de web, puteți vedea scrisori de la Michelangelo și Martin Luther, precum și scrisori de dragoste ale regelui Henric al viii către Anne Boilin. Dincolo de învățăminte catolice și importante scrie creștine, Biblioteca Sfântului Scaun conține manuscrise rare, precolumbiene, scrieri din China colecționate de primii exploratori papali, opere confiscate de la vechi oameni de știință, dar păstrate din fericire timp de secole, variante antice ilustrate ale unor cărți sfinte necreștine. Unul dintre cele mai de seamă volume este Codex Vaticanus Graecus, cel mai vechi manuscript tipărit al Scripturii. Sursa ne mai spune că peste 70.000 de, de volume valoroase ale bibliotecii sunt păstrate într-un buncăr subteran care au fost dotate cu câte un chip care emite semnale radio în vederea prevenirii pierderii sau furtului. Peste biblioteca Vaticanului tronează o aură de mister. Misterul este cu atât mai mare cu cât numai câteva mii de vizitatori excluși, exclusiv specialiști din toate colțurile lumii, îi trec pragul în fiecare an. Spre exemplu, Dragonul Roșu, Dragon Ruj, de asemenea cunoscut sub numele de Evanghelia celui Rău, un grimoier periculos al magiei negre se află în arhivele secrete, descoperind mormântul lui Solomon și așa mai departe. Aici, dragii mei prieteni, se poate aplica textul pe care îl spune Domnul Hristos în Apocalipsa, unde că tu n-ai cunoscut adâncimile satanei, spune despre una dintre perioadele bisericii creștine, adâncimile științei anti-Dumnezeu, dacă le putem numi așa, se găsesc la Vatican. Dincolo de toate aceste dragonul roșu, gândul îmi fuge la un cuvânt scris în mai toate limbile numit blasfemie sau hulă, care se găsește în scriptură de 13 ori. Daniel capitolul 7 cu 25, el va rosti vorbe de hulă, Matei capitolul 12 31, orice păcat și orice hulă vor fi iertate, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată, Matei 26 la 65. Iată acum ați auzit Hula. Marcu 7,22 zice futișagurile, lăcomiile, vlicășugurile, înșelăciunile, fapte de rușine, ochiul rău hula, trufia nebunia, toate aceste lucruri vor fi pedepsite evident. Marcu 14 cu 64 ne spune, ați auzit hula, ce vi se pare sau cum vi se pare, toți la o să să fie pedepsit cu moartea. E contextul domnului Hristos unde el recunoaște că este. Fiul lui Dumnezeu și a primit toată autoritatea de la Tatăl Său din ceruri. Luca 12 cu 1, unde ni se spune despre fățărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt. Ioan 10 cu 33, unde iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Fapte Apostolul, capitolul 6, versetul 7, Ștefan este învinuit de hulă, bineînțeles că este un titlu, nu? Fapte 6.11 atunci au pus la cale pe niște oameni să zică noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, adică să-l acuze pe Domnul Hristos. Fapte 6 cu 13 au scos niște martori mincinoși care au zis omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. Faptele Apostolului 19 cu 13 ne spune căci ați adus aici pe acești oameni care nu sunt vinovați nici de șerfirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Apocalips capitolul 13 versetul 1 Spune că am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o, miară, o fiară cu zece coarne, șapte capete. Pe coarne avea zece cununi împărătăși și pe capete avea nume de gulă. Și, bineînțeles, că toate acestea duc la Roma și la Vatican. Și m a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de gulă și avea șapte capete și 10 coarne. Dragii mei, 13 instanțe unde găsim în scriptură numele de hulă. Atenție, conectați ideea de 13 locuri în scriptură cu numele de hulă cu Apocalips, capitolul 13, pentru că acolo avem concentrarea întregii istorii a instituției care a produs pe bandă rulandă hula. Apoi, dacă studiem în scriptură expresia vorbe de hulă este găsită doar o singură dată în Daniel capitolul 7 versetul 25 expresia Ulește o găsim de patru ori cu în scriptură. Numeri 15 cu 30, Psalm 74 cu versetul 18. Prieteni, dacă ne luăm sau dacă le adunăm pe toate la grămadă, ne dă un număr de aproximativ 34 de versete, mai mult sau mai puțin, unele dintre ele fiind repetitive, versete care abordează o suită de acțiuni și evenimente care sunt extrem de importante pentru a merge pe urmele care vor duce până la urmă la Roma și la Vatican. Este posibil ca toate ideile care au explodat pur și simplu de o vreme încoace să vină de subzidurile Vaticanului? Este posibil ca acele cărți mizerabile de inițiere ale copiilor în arta comportamentului adult să vină de la același zbor? Este posibil ca mișcarea transgender, în numele căruia să-l mutilați copiii în mod irreversibil, care mai târziu ajung să mărturisească public că le pare rău că au făcut ce au făcut, pentru că atunci când erau 4-5 anișori într-o glumă au spus că băiețelul că este fetiță și l-au luat cu japca și l-au dus la spital și l-au operat fără consimțământul părinților. Este posibil ca atacul asupra familiei, minciunile despre emisia de carbon, că vezi râgâitul vacilor vor afecta calitatea aerului să vină toate acestea din același zbor. Poate dintr-un izvor să culgă apă dulce și apă sărată? Întreba Iacob, prieteni. Poate Vaticanul, care este asociată ca instituție cu misticismul și tirania fiare biblice, să fie și apa dulce și apa sărată? E posibil ca Vaticanul să fie și problema și Vaticanul să fie și soluția? Bineînțeles că papalitatea are o listă lungă de hule și blasfemii verbale la adresa lui Dumnezeu, dar mai toate au legătură și relevanță cu lumea medievală. Biblioteca Vaticanului descrie taina dragonului sau balaurului loșu, care este foarte bine țintit și identificat de scriptură. Ocultismul acestei biblioteci subterane este atât de vizibil și pe față că însuși cuvântul Vatican, care este vatiscan, nu? șarpele ghicitor, ne dă de înțeles că e expresia adâncimile celui tău din Apocalipsa, cu care identifică blasfemia științei adâncului cu papalitatea și Vaticanul. Dragii mei, să știți că de la Vatican se promovează agenda climatică, a încălzirii globale, de la Vatican se spune că reuniunile între două persoane de tip chei sunt bune și acceptabile în ochii lui Dumnezeu. De la Vatican vine ideologia globalistă cu toată clica de forum economic mondial, organizația mondială a sănătății, Națiune Unite și nu în cele urmă noua găselniță a pașaportului digital și de a inocula oamenii cu seruri experimentale care știu că fac mai mult rău decât bine. Toate astea vin dintr-o singură sursă și asta mă sperie. Vaticanul este problema sau Vaticanul este soluția pentru nevoile umanității astăzi? Toți globaliștii de la Bill Gates, care, mă rog, ne face mâncarea sintetică cu gândaci și carcalaci, care anticipă pandemii pe bandă rulantă până la Klaus Fab, care ne lasă să se înțeleagă că o omul modern nu va mai avea nevoie de proprietate, dar va fericirea va fi atât de abundentă că va da peste, până la Black Rock, care menține toată economia mondială în spatele căreia se află aceeași piramida Vaticanului. Toate administrațiile la nivel global sunt sub oblătuirea și călăuzirea Marelui Ab, care este primul papă iezuit, care îi consideră pe toți, mă rog, acești Negustorii Pământului, acești conducători ai Pământului, ca niște copii de altar, va trebui, la sfârșitul vremii, să hotărâm pentru noi înșine dacă Vaticanul este sursa de apă tulbure sau este sursa de apă curată. Va trebui să tragem concluzii dacă Biblioteca Secretă a Vaticanului otrăvește omenirea sau vindecă omenirea. Este posibil ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, Biblia, să fie apa bună? sau apatulbure. În această seară vă las pe dumneavoastră să rămânem într-un moment de meditație, să rămânem pe gânduri și să ne gândim, Doamne, de unde ne va veni ajutorul. Ajutorul nu ne va veni de la munți, ajutorul nu ne va veni de pe înălțimi, ajutorul ne va veni de la Domnul Isus Hristos. E rugăciunea mea fierbinte uh, pentru noi toți în această seară să ne întoarcem la noi, ca oameni, să ne verificăm gândurile, vorbele și faptele. Știu că la mine, cel puțin, lista e foarte încărcată și slavă Tatălui Ceresc că umerii Domnului Hristos n-au obosit să care toate deficiențele mele de caracter și toate deficiențele tale de caracter, toate slăbiciunile noastre, toate fisurile noastre cu caracter ideologic, cu caracter moral, cu caracter relațional între, so între oameni în societate, Dumnezeu ne poate ajuta să învățăm cum să vorbim și cum să stăm departe de conceptul acesta de blasfemie. Să știți că noțiunea de blasfemie sau hulă în Biblie este foarte mult relaționată ca niște vectori care se conectează, ca niște cabluri care conectează și duc într-un singur punct. Toate conectează cu fiara care are șapte capete și zece coarne. Vremurile sunt tulburi, și în toamna aceasta vor fi din nou clătinări ale pământului. Dumnezeu știe cât va permite și ce va permite și ce nu va permite. În orice caz, avem încredere că Dumnezeu va face un scut pentru poporul său, pentru că de data aceasta chiar vom avea nevoie de un scut, de data aceasta chiar dacă ne-am ascuns la munți sau chiar dacă suntem în zone remote, cum să zice, în zone izolate, dincolo de orașele mari, Totuși, nici acolo nu vom fi safe sau nu vom fi în siguranță fără ca să avem scutul de protecție al îngerilor lui Dumnezeu. O spun cu toată teama sfântă, prieteni, ce se pregătește și ce se plănuiește de către mai marii lumii, dincolo de zidurile Vaticanului și zidurile celor care conduc lumea, există Dumnezeu care și El face o pregătire pentru a proteja poporul Dumnezeu. Tot ce este important este să ne găsim sub umbra ocrohitoare a Tatălui nostru din ceruri. Nu știu dacă până la urmă Dumnezeu va permite dezlănțuirea absolută, totală a marelui conflict sau Dumnezeu va mai păsui lumea dându-ne răgaz pentru a ne întoarce la El și pentru a delimita vocabularul nostru uzual, vocabularul nostru uzual de zi cu zi și uh, atitudinea blasfemică pe care noi o avem uneori în vorbe, gânduri și fapte față de Dumnezeu. În orice caz, toate drumurile, toate urmele duc la Roma. Și pentru faptul că Roma este instituția de care se ocupă Scriptura cel mai mult, pentru acest motiv, entitățile creștine religioase care, mă rog, sunt parte din acest Consiliu al Bisericilor și formează acest bioritm al ecumenismului mondial, evită să abordeze subiectul de capăt și spadă ale Anticristului din Daniel, capitolul 7, Anticristului din a doua Tesalonice, în capitolul 2, versetul 1 la 10 al anticristului din capitolul Apocalipsei 13 de la versetul 1 la 18 pentru aceste motive pentru că oamenii sunt uniți în jurul Romei pentru războiul zilei cele mari vom vedea două grupe o planetă condusă de o bibliotecă secretă și cunoștința adâncului știința răului știința sau antiștiința nu? care este împotriva lui Dumnezeu și rămășița poporului Domnului Isus care va trăi, își va mânca pâinea tremurând, așa cum spune Ezechiel, și își va bea apa cu teamă în marea zi a războiului lui Dumnezeu. Până astăzi nu prea am avut acces în lumea secolului 21 la arsenalul Tatălui nostru din ceruri. Da, avem laboratoare care pot produce multe lucruri, știința de pe planeta Pământ vădit, uh, stimulată de banii mai mult sau mai puțin curați, produce, generează ploaie, generează secetă, generează cam de toate schimbări climatice, nu? Omenirea a ajuns să se bage în laboratorul lui Dumnezeu, ajutată de dușmanul lui Dumnezeu. Dar n-am putut să vedem o demonstrație de forță încă din partea lui Dumnezeu, scoțând la iveală arsenalul pe care El, Tatăl nostru din ceruri și Domnul Hristos îl are, pentru a proteja, pe de o parte, poporul Dumnezeu și pentru a înfrânge ambiția și mândria toxică a celor care conduc lumea astăzi. Suntem la dispoziția lui Dumnezeu, șansele noastre de a scăpa sunt doar prin Mila și prin Harul Tatălui Ceresc, vremurile sunt tulburi. Iată ne este sfârșitul lui august, vineri 30 august 2024. Oare să spunem și noi, așa cum o spunea profetul în Vechiul Testament, vara a trecut, secerișul a trecut și noi am rămas nemântuiți sau tot nemântuiți? să ne ajute Domnul Isus ca să nu fim parte din acest scenariu trist, scenariu care nu l-am vrea să fie experiența de final a vieții noastre. Domnul Hristos ne cheamă cu lacrimi, Domnul Hristos face un apel, poate un ultim apel pentru in la inima noastră în această seară. Pentru lume, sfârșitul lumii va avea loc. Pentru lume, sfârșitul va veni într-o zi hotărâtă de Tatăl Ceresc. Dar pentru noi, ca indivizi, sfârșitul lumii poate să vină pentru mine de seară, la noapte, mâine dimineață sau chiar în câteva secunde. Cine sunt eu să fac planuri de viitor și să scop pe Dumnezeu din ecuație? Cine sunt eu ca să mă gândesc cum să-mi umplu hambarele și să nu mă gândesc că poate într-o zi Tatăl Ceresc îmi va șopti prin influența minunată a Duhului Său Sfânt, nebunule, la noapte și se va lua sufletul. Prieteni, Vara a trecut, secerișul s-a izbrăvit, iar noi am rămas tot nemântuiți? Nu pun cu semnul esclavării, încerc să-i pun un semn de întrebare. Să ne ajute bunul Tată ceresc ca să distingem și să identificăm pe pământ, la ora actuală, cine este pentru Dumnezeu și cine este împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu putem identifica noi înșine, Cine este dușmanul lui Dumnezeu în această lume? Și dacă cum cădem în această eroare uh, impardonabilă a confuza erezia, răutatea cu binele și adevărul, atunci riscul de a pierde viața veșnică este enorm. La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu va răsări zorile peste ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, ca să putem învăța algoritmul Scripturii, să putem învăța maniera în care Biblia are forma ei de a identifica fiara, prorocul mincinos, balaurul, a, Biblia are forma ei de a identifica răul, de a-l izola și de a-l ucide. Dacă nu cunoaștem Scriptura, nu vom avea acest indicator la dispoziție. De aceea să punem mâna pe lanternă în această seară și să studiem Scriptura așa cum ne-am făcut în niciodată. Studierea Scripturii presupune rugăciune, temere profundă și o abnegație, o disponibilitate a noastră de a accepta adevărul chiar dacă ne doare. Domnul Hristos este plin de dragoste și iubire și El ne cheamă în această seară veniți la o parte de vă odihniți. Aveți nevoie de o odihnă a trupului și aveți nevoie de o odihnă intelectuală? Aveți nevoie de o aerisire a sentimentelor, a simțămintelor și a emoțiilor? Aveți nevoie ca să stăți undeva pe o margine de deal, să priviți apusul de soare cu Biblia în mână și să cercetați cuvântul lui Dumnezeu care vă poate ajuta? Cuvântul lui Dumnezeu, citirea Bibliei, ne poate ajuta să ne odihnim mintea obosită de stres inutil și imaginația fantasmagorică a unor evenimente care vor veni sau nu vor veni peste noi, cu sau nu, sau fără voia noastră, nu le putem evita. Așa că, prieteni, stresul nu omoară pe nimeni. Maniera în care noi reacționăm la stres ne va ucide. De aceea, maniera. Maniera în care noi vom reacționa la stres, la tensiuni, la crizele care vor veni peste o lume, vor hotărâ, va hotărâ dacă noi vom muri sau vom trăi. Nu criza, nu necazul cel mare, nu stresul real sau imaginar ne omoară, ci maniera în care noi vom reacționa la acest stres, maniera în care noi vom reacționa la această criză, Maniera în care noi vom reacționa în fața amenințărilor, în fața necasurilor și greutăților. De aceea Dumnezeu ne spune stai liniștit, nu te teme. Avem foarte multe declarații în scritură care ne dau acest antibiotic spiritual. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Ce minunat! Ce minunată făgăduință în această seară! Domnul Hristos este cu noi și eu mă bucur în toată inima mea că El este al meu, El este al tău, El este al nostru. Toți cei care doresc să vină să bea din apa vieții, să vină să bea fără plată. Amin, zice Duhul, amin, zice Mireasa și amin, zic și eu, și împreună cu tine și cu toți cei care sunt pe platformă. Amin, vino, Doamne Iisuse.